Sarılaşı bir evlilik ve kanal ve değerini alacak. Diyorsun Daniel, yarışı yer este unut și astăzi avem o treabă destul de simplă pe care vrem să o împărtășim cu voi. Azi avem de aplicat plasă și cu adeziv de polistiren sau adeziv de placat grese și faianță, nu contează, la interior pe un tavan din polistiren extrudat. Polistirenul extrudat nu l-am placat noi, ci a fost placat atunci când s-a turnat placa acestei case. Știți bine că așa se procedează mai nou pentru a construi o casă modernă, înainte să se toarne placa peste parter, se așează un strat de polistiren extrudat de 5 cm sau de 3, iar acesta are mai multe roluri. Rolul de izolare, cred că ăsta e cel mai cunoscut. Și cum la această lucrare proprietarii nu au vrut ca să facă un tavan din gips carton, vedeți clipurile noastre despre cum se face un tavan din gips carton, chiar și la această lucrare am filmat așa ceva. Deci, așadar, veți vedea cum aplicăm plasă și adezivul. Și cu adezivul. Nu o să mai auziți glătiera, sunetul glătire, nici ecou, nici nimic. Veți asculta o melodie. O melodie. Pentru că am avut reclamații că se au zgomot de ciudate. Așa este pe șantier. Noi facem chestia asta din plăcere. Nu suntem profesioniști. O facem pentru ca și voi să învățați. Dacă găsiți ceva din regulă la postările noastre, ne puteți corecta. Să știți că suntem deschiși și acceptăm orice critică, dacă este constructivă. Înainte să începem, vă spunem care ar fi etapele. Care ar fi etapele? Aplicăm o masă de șpaglu întâi pe polistiren, o plasă din asta pe polistiren, apoi lipim, o netezim cu glătiera, iar apoi dăm cu adeziv peste ea, cam ăsta ar fi primul strat de polistiren. Iar apoi, după ce se înfocă, vom mai aplica un strat. După care urmează gletul și tot așa. Avem și clipurile despre glet gata, pregătite, mai avem un pic la montaj, le vom posta imediat, cred că luna asta o să fie postate, da? Așa că rămâneți alături de noi, abonați-vă dacă nu sunteți abonați, dați un like acolo. Și ce să vă zic, eu zic să începem treaba, nu-i așa? Sigur că da. Gata,